Centrul Cultural Pitești a găzduit o conferință de presă prilejuită de un eveniment muzical de anvergură. Este vorba de o serie de 14 concerte care se vor desfășura în perioada 2 octombrie-14 noiembrie la Conacul Fundățeanca, sub genericul Serile Lipati. Evenimentul organizat de Asociația Arta la Carte se desfășoară în cadrul unui proiect finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și de Consiliul Județean Argeș. Concertele vor fi susținute de personalități ale vieții muzicale și de tineri debutanți în cariera interpretativă. Deschidem conferința de presă legată de evenimentul cultural care începe astăzi seară. Este vorba de o serie de 14 concerte camerale care se desfășoară la Conacul familiei Lipati, la 30 de kilometri departe de Pitești, în comuna Leordeni, în satul Ciolcești, pe vremuri denumit Fundățeanca și intrat în literatura de specialitate sub numele de Fundățeanca. Avem bucuria să integrăm, să înscriem acest spațiu care este marcat de personalitatea lui Dinu Lipati. Avem bucuria să-l înscriem pentru prima dată ca sală de concert, de concert la un anumit nivel, nu numai acțiuni culturale de care s-a bucurat până acum, ci adevărate seri camerale susținute de foarte buni instrumentiști din România, mari artiști cu premii internaționale, care au cântat nu numai în sălile de marcă ale țării, dar și în săli foarte importante în străinătate, și care sunt pianiști, sunt violoniști și cântăreți. Sigur că Dinu Lipati, figura care va străluci tot timpul acestor 14 seri, în mintea noastră și în atmosfera celor 14 seri camerale, a fost un pianist remarcabil, un pianist al secolului 20, o figură nu numai legendară, dar un prototip al pianisticii universale. Dinu Lipati însă a fost și compozitor, un compozitor remarcabil, cu lucrări care se cântă și astăzi. Din păcate, toate lucrurile despre care vorbim despre Dinu Lipati, sunt oarecum, poartă o tentă a tristeții, pentru că viața lui s-a frânt. S-a frânt la 33 de ani, dintr-o leucemie îngrozitoare, o boală care l-a nimicit, chiar dacă el a luptat continuu și a cântat până în ultimele momente ale vieții lui. Sunt seri camerale nu numai de pian, cam spune Dinu Lipati, a fost un mare pianist, din fericire n-au rămas înregistrările lui, făcute la Columbia, Columbia ca marcă, ca brand, de casă de discuri, dar el, fiind și compozitor de piese camerale cu alte instrumente decât pianul și compozitor de muzică pentru voce, atunci ne-am permis să avem ca un festival adevărate seri camerale și cu alte instrumente, nu numai cu pian. Un alt moment de bucurie este că acest proiect a putut avea loc datorită administrației Fondului Cultural Național, care a susținut acest și susține acest proiect, și o bună parte din finanțare vine și din partea Consiliului Județean Argeș, unde s-a înțeles foarte bine importanța acestui eveniment cultural și faptul că dorim să prezentăm produse de un anumit nivel, produse culturale, care să fie în beneficiul nu numai al publicului, dar chiar și al tineretului din județ. De ce spun acest lucru? Pentru că o parte din interpreți sunt oameni foarte tineri, pe care i-am plasat în gândirea noastră organizatorică cu micro-recitaluri înainte de interpreții consacrați.
În fiecare seară, din cele 14 seri, vom audia, deci, un interpret tânăr, un model pentru noi toți, de om foarte studios și talentat, care are viața deschisă în față și pe care contăm cu toții, că va deveni și sigur deja unii dintre ei sunt mari artiști. Dintre artiștii consacrați, o bună parte dintre ei sunt profesori universitari și iată multe exemple de oameni, de studenți, de oameni tineri și de profesori universitari, ceea ce ne-a dat dreptul să avem un sprijin în Universitatea din Pitești. De altfel, Universitatea din Pitești are un departament important, departamentul de arte, de unde provin doi din membrii echipei organizatorice, domnul profesor Paul Baidan și Saviana Diamandi, care vă vorbește în acest moment. Universitatea din Pitești susține partea de promovare și de logistică, o parte din logistică de cazare a interpreților și, în orice caz, susține proiectul și cu voluntari a acestui departament de arte. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Așa cum știți, printre inițiatorii acestui proiect ambițios, Serile Lipati, se numără două cadre universitare, domnul profesor Baidan și doamna profesoră Diamandi, din cadrul Departamentului de Arte a Universității de Stat din Pitești. Deci era normal ca Universitatea din Pitești să fie partener la acest proiect. Scopul principal al acestui proiect, credem noi, că este acela de a aduce arta în prim planul societății românești. Vrem ca tinerii de astăzi, studenții Universității din Pitești, să găsească o mai mare aplecare către cultură, către artă. Vor fi niște seri formidabile, iar noi vom organiza deplasări în așa fel încât să ne rămână niște amintiri deosebite pe care ulterior să le transpunem și cu ocazia altor ediții. Urez succes acestui proiect și sunt convins că ne vom întâlni cu plăcere. Vă mulțumesc! Conferința de presă a fost animată de un recital la pian susținut de Ioana Cojuharov, studentă la master la Universitatea de Muzică București.